Referendumul pentru familie va fi organizat în 7 octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele PSD Liviu Dragnea sâmbătă la finalul ședinței conducerii Partidului Social Democrat de la Neptun. Românii vor fi chemați la urne peste o lună și câteva zile pentru a spune dacă sunt sau nu de acord ca familia să fie definită ca uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie și nu între soți cum este acum. Aceasta, cu toate că aceeași prevedere apare deja în codul civil român, care prevede că prin soț se înțelege bărbatul și femeia uniți prin căsătorie. O altă inițiativă cetă se că ce a întrunit numărul legal de semnături ar putea intra în curând pe rolul Parlamentului, inițiativa fără penal în funcții publice, care a strâns deja un milion de semnături. Și pentru confirmarea acesteia va fi necesar un referendum. Pentru reducerea costurilor, cele două consultări populare ar putea fi organizate concomitent, dar liderul PSD nu pare prea grăbit să vorbească despre organizarea celui de-al doilea referendum, cel care prevede introducerea în Constituția interdicției ca persoanele condamnate să mai poată ocupa funcții publice, indiferent de natura acestora. Pentru moment, legislația românească interzice persoanelor condamnate să ocupe funcția de membru al Guvernului, însă nu și alte funcții publice.